Absolvenții de liceu din județul Iași au intrat în luptă pentru un loc la facultate. Astăzi a început admiterea la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Deși dosarele se pot depune și online, sunt mulți care au dorit să vină fizic la universitate. Anul acesta, admiterea la Universitatea Cuza din Iași se poate face atât fizic cât și online. Cei mai entuziasmați au decis însă să vină personal la universitate pentru a intra mai repede în spiritul studențesc. Păi, perioada bacului a fost una destul de stresantă. Am întâmpinat câteva probleme, dar am reușit să învăț. Oricum, pe tot timpul liceului am învățat cât mai mult, deci nu mi-a fost extraordinar de greu. Și facultatea asta pentru că am impresia că îmi oferă foarte multe oportunități și îmi doresc să mă dezvolt pe toate planurile și cred că aceasta este cea mai bună pentru mine. Facultatea de filozofie, pe ce domeniu? Pe resurse umane. Mai ai o altă opțiune? Aș vrea să încerc și pe asistență socială, dar și la facultatea de litere pe jurnalism. Mi-ar plăcea, mi se pare un domeniu foarte interesant. Și studenți care au fost cândva boboci au sărit în sprijinul viitorilor colegi pentru a-i ajuta în procesul de admitere. Sunt din toamnă, în anul 2, la comunicare și relații publice și am decis să ajut bobocii pentru că eu una m-am înscris online și am vrut să văd și despre ce este vorba, am vrut să văd dacă îi pot ajuta cumva și după cum vedeți chiar reușim să-i ajutăm să treacă prin acest proces ca să nu mai fie atât de stresant pentru ei. În ziua Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are 15 facultăți, 219 specializări, 14 școli doctorale, 24 de direcții de cercetare, 13.000 de locuri la concurs, la buget plus taxă, licență, master, doctorat, cu 450 mai multe de anul trecut, pentru că anul trecut am avut un număr record de candidați, s-au ocupat toate locurile, între timp, sigur, am rămas în capacitatea de școlarizare, dar am autorizat specializări noi, ca de exemplu teologia ortodoxă la Chișinău, chimie alimentară, fizică alimentară, geo și teledetecție la filiale. Înscrierea la Universitatea Alexandru Ioan Cuza se încheie pe 15 iulie.